Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Face mulți bani, domnișoara. E foarte populară în America Taylor Swift, mai puțin la noi. Ai găsit foarte populară. Bătaia pe bilete la Taylor Swift în America este mult peste bătaia pe bilete la Coldplay în România. Da, e un motor economic, de fapt. Adică citeam recent că a reușit să crească prin concertele ei și activitatea ei muzicală doar PIB-ul, produsul intern brut, cum ar veni, a regiunii Los Angeles cu 320 de milioane de dolari. Da, concertele respective, concertele lui Taylor Swift, au generat mai multe slujbe decât o finală de fotbal american, o finală de Super Bowl. Super evenimente. Bloomberg Economics face estimările astea, sugerează că 53 de concerte susținute de vedetă în 2023 au adăugat de altfel la PIB-ul Statelor Unite 4,3 miliarde de dolari. A dat de la ea. Băi, ce fenomen uriaș. Vânzări de bilete, merchandising, mâncare, deplasări, cazări și așa mai departe. Ce motor economic poate fi un artist de o asemenea... Dacă a dat domnul Ciolacu aici. Magnitudine, da. Și Taylor și-a mărit și averea. Acum are peste un miliard de dolari. Practic e numai bună de măritat. Da. Serios. Cum se estimează? Plătește taxe. Practic. Da, ca toți artiștii români, nu și artiștii români... Plătesc taxe. Nu, că s-au mai schimbat lucrurile. Da, da. Bați așa un pic, dar aia mai spre anii 90-2000, da. Un pic. Du-te acum lucrurile aici. S-au schimbat. Să plătesc taxe, se registrează veniturile la artiștii care cântă la nunți? Artiștii pe care îi cunosc eu plătesc taxe. Plătesc niște taxe. Iată ce mai zice Bloomberg News. După un turneu record în care a străbătut Statele Unite, inclusiv un concert în Seattle, unde forța cu care dansa publicul a provocat o activitate seismică echivalentă cu un cutremur cu magnitudinea 2,3, artista, în vârstă de 33 de ani acum, a acumulat o avere de 1,1 miliarde de dolari. Și ea și-a făcut miliardul ăsta prin performanțele artistice, adică nu sunt bani făcuți din contracte de publicitate, de advertising cu giganți, cum au, sau, mă rog, prin mărci proprii de îmbrăcăminte sau parfumuri. Cum te refer doar la spectacole. Da, activitate muzicală, concerte și producție muzicală și vânzări de muzică. Vânzările de bilete și de suveniruri, 370 de milioane de dolari. Venituri... La fel ca diminune, că niciuna n-are reclame la nimic, e numai ce cântă. Auzi, are doar un miliard. Da, un doar unul? Da. Venituri... Dacă se trezește domnul Țiriac și ne ascultă, da. Înțeles, s-a trezit degeaba. Și el nici n-a cântat. Ce? Venituri din Spotify și YouTube, 120 de milioane de dolari. 80 de milioane generate de redevențele din vânzări de muzică, are 5 locuințe, 5 case, evaluate la 110 milioane de dolari. Hai mă, gata că ne-ai nebunit cu asta, de-aia nu ascultă românii. Păi astea sunt, mă, locuințe. 110 milioane, nu ce are Iohannis. Niște... Mă rog, nu ce știm noi care are Iohannis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.